Zilnic, în grădinițele din Chișinău au loc verificări inopinate pentru a stabili cât de bine sunt pregătite acestea pentru reluarea procesului educațional. Experții vor să vadă în ce măsură sunt dotate grădinițele și dacă acestea dispun de condițiile necesare pentru că atunci când vor reveni la grădiniță, picii să fie în siguranță. La unul din astfel de controle a mers și echipa Primul în Moldova. Mai întâi de toate, verificările încep în curtea grădinițelor. Iată, aici este prima linii de limitare, fiecare copil are o distanță anumită care trebuie respectată la intrare în instituții, deci primul la prima linie, următorul la a doua și așa mai departe, distanța de respectat conform cerințelor sanitare. Ulterior este covoraș cu dezinfectant care trebuie nemijlocit să fie utilizat, copilul să șteargă piciorosele și să fie dezinfectat încălzămintea. Următoarea etapă este intrarea în grădiniță, acolo unde obligatoriu va fi măsurată temperatura copiilor. Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră veți avea acces în grădiniță doar după ce vom măsura febra. 36,6. Poftim! Și la intrarea în grupe copiilor trebuie să le fie dezinfectate mâinile și, repetat, să le fie măsurată temperatura. Aici vedem că este asigurat cu dezinfectant și cu termometru pentru măsurarea încă o dată febrei. Un aspect extrem de important este respectarea distanței. Aici în grupă au fost amenajate mese în așa mod ca să fie respectată distanța maximă sau minimă între copii. Și în dormitor totul s-a amenajat conform normelor instituite, spune specialistul care a inspectat grădinița. Totodată vor fi anumite reguli și atunci când cei mici vor merge la baie. Va fi respectată distanța, fiecare copil va respecta distanța conform tălpițelor, iată vedeți aici, s-au amenajat și respectiv și lavoarele. Un lavoar a fost blocat pentru a se respecta distanța între lavoare, cel puțin un metru. Grădinițele au primit deja și soluțiile necesare pentru dezinfecția sălilor care trebuie păstrate într-un loc special amenajat. Sunt stocate și depozitate toate produsele necesare pentru igienizarea instituției date. Așa spune regula să fie stocate într-un compartiment aparte? Da, desigur, regula spune că stocate într-un compartiment separat, ulterior repartizat pentru fiecare grupă. Directoarea grădiniței numărul 44 din capitală spune că nu a fost greu să adapteze instituția conform tuturor regulilor. Totul s-a realizat în baza regulilor expediate de Ministerul Educației. Noi împreună cu cadre didactice ne-am adunat și pas cu pas am studiat aceste acte normative și zilnic discutam unii pași, le aplicam, discutam următorii pași, iarăși le aplicam în practică, cei ce nu se primea a doua zi reveneam la ele și le discutam încă o dată, modificam unele momente, le adaptam la condițiile care le avem în instituția noastră. În urma verificărilor, grădinița numărul 44 din sectorul botanic a primit unde verde. Instituția este pregătită, sunt respectate conform regulamentului toate cerințele, urmează să mai cizeleze unele momente, dar practic instituția este gata pentru a primi copiii. Șefa Direcției Management Preșcolar, Ana Vartic, susține că de la începutul lunii au fost verificate 23 de grădinițe. Comisia de verificare pune accentul în primul rând pe calitatea reparației efectuate, dar și pe prezența echipamentelor de verificare și protecție împotriva răspândirii virusului. Unul dintre ele cel mai important a fost dotarea, al doilea foarte important e instruirea personalului și asigurarea și crearea mediului pentru revenirea copilașilor în instituții de educație temporie. Termometre inofensive, de unică folosință, măști, detergenți, dezinfectanți. Totodată au fost verificate și planurile manageriale elaborate de fiecare instituție în parte. Fiecare director a avut oportunitatea să-și facă o autoevaluare a instituției în baza raportului de autoevaluare prezentat de Agenția Națională în Sănătate Publică. Aceste 23 grădinițe care au fost evaluate, toate au prezentat un plan de acțiuni. 60% dintre ele este finalizată reparația, 80% sunt instruiți personalul din cadrul instituțiilor, precum și instruirea deja a părinților din partea cadrelor didactice. Chișinău activează 124 de grădinițe. Toate și-au sistat activitatea la începutul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus.